Bună! În clipul de astăzi vreau să vă prezint comanda mea la Avon, comandă plasată din catalogul campaniei numărul 2 pe 2022. Acesta este catalogul din care am plasat o comandă, dar înainte de asta vreau să vă arăt și câteva produse care mi le-am cumpărat în plus de la reprezentanta mea. Aceasta este comanda, să spun, care am dat-o săptămâna trecută și cum mi-a venit comanda din campania C2, am spus să le filmez amândouă odată. Aici sunt produse bonus care le avea reprezentanta mea și le-a dat cu un preț altfel decât cel din catalog. Știți foarte bine cei care sunteți reprezentanți, așa că o să scot de aici produsele pentru a vi le arăta. Am achiziționat de la dânsa un set Encanto în varianta aceasta Inspiring. Aceasta este o loțiune de corp la 250 de mililitri. Am destule loțiuni de corp, dar când am văzut prețul nu m-am putut abține. Ea arată așa, textura. Miroase destul de bine. Eu cu cele de la Encanto nu prea îmi plac așa mult, dar acesta văd că am văzut că miroase destul de bine. Chiar îmi place. Loțiunea de corp Encanto și spraiul parfumat de la Encanto în varianta de 100 de mililitri. Foarte rar îmi place ceva de la Encanto. Un rimel Super Shock în varianta aceasta de 10 mililitri. Este și acesta waterproof și abia aștept să-l folosesc. Nu-l voi deschide pentru că am momentan unul și nu vreau să le încerc așa aiurea. Iar aici o cremă gel pentru noapte. Am mai avut acest gel pentru noapte, mi-a plăcut foarte mult și am spus să nu ratez această ofertă. El fiind la 50 de mililitri, cutiuța a fost sigilată, a avut și acea folie pentru protecție, dar normal, eu nu m-am putut abține și l-am desfăcut. Așa arată, eu îi spun că are niște bobițe așa în el. Și pe mine mă ajută foarte mult. Cred că l-ați văzut în produse terminate, cei care mă urmăriți. A fost atât de drăguță reprezentanta mea, încât mi-a pus câteva cadouri, printre care un balsam pentru buze. Chiar îmi doream să-l iau pe acesta în C2 și mă bucur că mi l-a oferit. În varianta lui, cred că este 4 grame, din câte știam eu. Doar că nu văd acum. Nu știu exact unde scrie gramajul. Nu găsesc. Dar este acesta. O mască pentru față din aceasta cu cărbune. Aici avem un șervețel, iar aici avem un lichid. Mi se pare foarte mult lichid, sincer. Un ser. Dar este foarte, foarte mult acest ser. Nici nu știu cantitatea. Nu observ să scrie pe undeva cantitatea. Dar este foarte mult. Și o mostră a parfumului Attraction Game, acesta hipnotizant, acorduri hipnotizante. Acestea au fost cadourile din partea reprezentantei mele, iar acum vom trece la comanda din campania numărul 2, catalogul, acest nou catalog, catalogul lunii martie 2022, nu mai scrie campania, scrie luna martie. Observ o schimbare și mă bucur. Vreau să vă spun că găsiți acest catalog răsfoit la Simona Stan, Gabriela Șanta și încă o fată, Claudia's Choice sau ceva de genul ăsta. Chiar fac aceste fete niște răsfoiri superbe a catalogului. Deci vă invit, dacă doriți, pe canalele fetelor pentru a le urmări. Am o mostră a noii ape de parfum Aurora Faraway. Abia aștept să o încerc. Am câteva mostre. Am profitat de o ofertă. Aceste parfumele micuțe au
fost la 18 lei în varianta de 30 de mililitri. Mi-am achiziționat Faraway Glamour, care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am avut la 10 mililitri și mi-a plăcut. El arată așa. Și credeți-mă, chiar miroase destul de bine. Și un Little Break Dress. L-am avut în trecut tot în varianta de 30 de mililitri și mi-a plăcut foarte mult. Aceasta este sticluța. Se termină repede, doar că eu mă plictisesc de parfumurile mari și prefer să le cumpăr micuțe. La o anumită pagină erau spraiurile parfumate de la parfumuri, 2 cu 21 de lei, iar eu am achiziționat un Pur Blanca, acesta, în varianta de 100 de mililitri, și un Celebre Star, în ediție de iarnă, în varianta de 100 de mililitri. Îmi place foarte mult cum miroase. Un spray pentru corp cu clementine, varianta de 100 de mililitri. Am rămas fără spray pentru corp, folosesc și din acest motiv am câteva. Unul Hula Hula Hibiscus, acesta este favoritul meu și cel cu măr și caprifor, iar îmi place foarte, foarte mult. Unul cu coacăze și violetă, nu, orhidee și coacăze, tot la 100 de mililitri. Și ultimul produs este acest spray pentru descurcarea părului cu caise. Mie îmi place foarte mult și cu undeșeia îl folosesc atât eu cât și cei din familie și suntem mulțumiți de acest spray în varianta de 150 de mililitri. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat clipului meu și până data viitoare să ne auzim cu bine. Multă sănătate! Pe curând!